Hei, bine tuturor, eu sunt Mia, iar astăzi am revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi filma un vlog alături de voi, mai bine zis, alături de ploaia pe care trebuie acum să o vedem afară. Vreau să vă zic că acest vlog pe care îl filmez astăzi nu l-am văzut pe nicio rețea de socializare, nu l-am văzut pe YouTube, este idee proprie, așa că da, dacă v-a plăcut acest vlog nou, nu uitați să dai un like, un share ca să vadă și prietenii tăi și nu uita să te abonezi la canalul meu de YouTube dacă n-ai făcut-o și să apeși pe clopoțel pentru a vedea primul vlogurile pe care le postez. Ai apăsat pe buton? Mulțumesc foarte mult, să știi că apreciez foarte mult orice notificare, orice cuvințel pe care mi-l zici și da, haideți să ne mai lungim atâta cu vorba și haideți să începem. Astăzi vă voi filma vlogul ce să faci când afară plouă, când este tunet, pentru că sunt tunete foarte, foarte mari. O să lăs, nu știu, mai târziu, cred, sau câteva fragmente. Dar da, pentru că te plictisești acum în casă, pentru că nici nu ai ce faci în cameră, în carantină. Toate ideile ți s-au risipit în aceste 2 sau 3 luni deja. Așa că astăzi îți voi arăta ce poți să faci, cât timp stai și plouă afară, pe care îl recomand 100%, cu încredere. Este să mănânci. Da, haideți, plecăm să luăm ceva gustos, pentru că bunica mea a fost până la piață și a cumpărat niște fructe, a cumpărat malina, a cumpărat cere și vișine. Haideți, plecăm odată să luăm. Ei, m-am întors cu malină. Stați. E așa de bună. Încât merită să mă murdăresc. Vreau să vă zic că acum de perioadă, de când s-a terminat cam carantina, starea de urgență, am început să ies foarte mult, să mă plimb prin parcuri cu foarte multe prietene. Pentru că, dacă nu știați, am o chestie la picior, care este destul de gravă, care dacă nu se va trata cu exerciții, va trebui să fiu operată, dar vreau să vă zic că mă preimblu, fac exerciții și vreau să vă zic că este atât de bine pentru că nu mă mai doare piciorul. Sper foarte, foarte mult ca comentariile acestui videoclip să fie deschise pentru că YouTube mi le închide. De obicei, când postez vlogul, pe în primele minute sunt deschise. După, YouTube le închide. Următorul lucru pe care ți-l recomand, mai ales pentru fete, este să încerci noi make-up-uri. Dacă mă întrebați ce make-up eu am acum, pentru că arată atât de ok la ora asta, primel. Adică, așa, puteți să mai dau așa, că... Alt lucru pe care îl recomand este să filmez un vlog, ceea ce fac acum. Vreau să vă zic că eu am început să filmez vlog deja de 2 ani, prieteni, dar pe 26 mai 2018 am început să filmez, să fac vloguri și vreau să vă zic că chiar dacă deja au trecut 2 ani și noi suntem 400, pentru mine înseamnă foarte mult că voi mă privit. Nu-mi pasă de numărul de vizualizări, nu-mi pasă de numărul de urmăritori, dar contează că măcar mi-au dat follow, adică s-au apănat sau mă privesc cei care chiar le pasă și mă apreciază. Haideți, sunt întâlnită situația, mai ales pentru mine este să stau pur și simplu în pat și să mă uit la Netflix, pentru că ador foarte mult să privesc serii. Mai ales noaptea cu popcorn, cu vreo gustărică. Și da, apropo, eu într-o zi am pus să postez vlogul 5 filme pe care le recomand, doar că YouTube nu mi-a aprobat videoclipul și nu știu de ce, ceva s-a întâmplat și nu l-am mai postat, dar o să-l refilmez, adică o să-l filmez încă o dată și o să vă pregătesc un lucru serios. Lucru pe care ți-l recomand cu încredere este să faci sau să te joci cu un slime.
Eu de curând am făcut un slime care pur și simplu îl ador, mai ales culoarea, gen așa neon. Și m-am jucat nu de mult cu frățiorul meu. Și vreau să vă zic că pentru a face un slime ai nevoie doar de două sau să zicem trei ingrediente: lipici, activator și dacă vrei colorant. Uite-vă. Apropo, am un giveaway la mine pe pagină cu un powerbank și cu o husă pentru telefonul tău. S-au strâns deja mai mult de peste 500 sau 600 de comentarii, adică atâția participanți sunt. Pleacă chiar acum și te înscrie pentru că nu rata șansa să câștigi un powerbank sau o husă. Îți las linkul Instagramului meu în descriere, dar și linkul postării pentru a intra mai ușor acolo. Nu uita să-mi dai follow pe Instagram, dar și pe TikTok, dar și pe contul meu de Facebook. Știu că nu acum cu toții folosim Facebook, dar oricum postez și acolo destul de des, așa că pleacă și privește-mă.